Gigi Mulțescu, antrenorul Astrei, a reușit să bifeze o cifră mare și rotundă în prima ligă. Tehnicianul de 66 de ani a ajuns la 300 de meciuri pe banca echipei pe care o pregătește pentru a patra oară în carieră. Cel poreclit Zmurdul a onorat această bornă printr-o victorie la Dinamo. Datorită acestui succes, echipa care se antrenează la Ploiești și joacă la Giurgiu rămâne invincibilă în campionat, fiind singura cu acest statut. Succesul din groapă a adus astriștilor și necazuri. Vedeta lor, Denis Alibec, s-a accidentat în repriza secundă, fiind suspect de ruptură musculară. Alibec face astăzi un examen RMN pentru a afla cu exactitate nivelul accidentării. Mulțescu a fost foarte afectat de afecțiunea jucătorului său, pe care îl apreciază foarte mult. Ar fi preferat să o pățească el, iar fotbalistul să fie sănătos în continuare. E posibil ca Alibec să nu mai joace în acest an și în aceste condiții staful tehnic va miza pe ultimul sosit. Camerunezul Zoua a debutat în Liga 1 etapa trecută, iar un alt stranier, mijlocașul Bahambula, a înscris pentru prima oară în campionatul românesc. Cei doi vor avea posibilitatea să se remarce și mâine, atunci când Astra va juca în 16-mile cupei la Oradea. Parcursul bun al echipei duce la noi investiții în lot. Potrivit celor de la GSP, clubul astrist este în negocieri avansate cu Djiman Kuku. Mijlocașul este internațional al statului Benin și sezonul trecut a fost capitanul echipei Lens, unde era coechipier cu fostul petrolist Abdellah Zubir.